Lucrul la care ar trebui să te gândești în primul rând este faptul că e dovedit științific și nu cred că există persoană care consumă cocaină și care e ok cu familia, care este ok social, care este ok psihic, care este ok cu prietenii. Toate lucrurile astea încep să se piardă de la prima doză pe care o iei și ele se pierd cu fiecare doză cu care tu continui. Ăsta este motivul pentru care e bine să nu începi niciodată și cred că ăsta e primul motiv la care ar trebui să te gândești dacă în momentul ăsta te afli într-o situație în care ți se pare că doar te joci, că din când în când te duci la câte un party și tragi din când în când și te simți bine și după aia te recuperezi. Dacă faci asta din când în când, adică o dată la săptămână, o dată la două săptămâni, ești considerat consumator cronic de cocaină.